Irina Fodor și soțul ei, Răzvan, se bucură în aceste momente de o destinație de vis departe de România. Cei doi petrec momente frumoase împreună alături de fiica lor, Diana. Aceștia sunt plecați în Zanzibar și vedem și noi mai multe imagini acum pe ecran. Este o perioadă în care toate vedetele pleacă în concedii. Prețurile sunt în cădere după Revelion și mulți artiști au de obicei spectacole de sărbători. În perioada imediat următoare urmează o perioadă cu activitate scăzută, așa că pentru mulți este momentul ideal pentru una sau mai multe vacanțe. Sărbătorile de iarnă au fost speciale pentru prezentatoarea TV, dar și pentru fiica ei. Aceasta a postat imagini de colecție cu ea și fetița acesteia la o ședință foto și decorul a fost unul ca la carte. Fiica ei, Diana, seamănă izbitor cu aceasta. Irina și Răzvan Fodor sunt părinți devotați, iar cei doi petrec destul de mult timp în compania micuței și se bucură de fiecare moment special din viața lor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.